Și Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a organizat un protest de dimineață în fața Parlamentului. La manifestații au participat deputați, consilieri municipali, activiști ai PSRM și PCRM, dar și oameni simpli. Ei au cerut dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Protestatarii cu pancartă în mână, scandând în fața legislativului anticipate, au cerut demisia președintelui Republicii Moldova, dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Împotriva sărăciei, împotriva vieții proaste, împotriva conducerii proaste. Această conducere a născut sărăcie cumplită la noi în Moldova. La noi n-a mai fost așa ceva. Am venit, cerem să duc acasă de unde venit. Cereți alegeri anticipate? Da, da. Credem că să fie mai bine. Să fie alți oameni care... Doar alegeri, doar anticipate, doar schimbarea completă a conducerii. Această guvernare nu a fost aleasă de acest popor. Solicitați de redacția noastră Adriana Vlas, purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, și Aleona Jignea, șefa Direcției Comunicare și Protocol din cadrul Cancelariei de Stat, au spus că nu comentează protestele.